Și asta e doar o parte. De care n-am să mai am nevoie de acum, pentru că sunt licențiată în drept! Fata voastră a terminat în sfârșit facultatea! Ce faceți, dragilor? Bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Eu aici cu prietenele mele, cărțile de drept. Ne-am întors cu un Get Ready With Me din acela de care vă place vouă atât de mult, în care povestim. Și tura asta chiar avem de povestit. Și să începem să vă povestesc ce s-a întâmplat în această perioadă în care am lipsit în acest an. N-am lipsit un an, dar n-am vorbit despre facultatea noastră pentru că era subiect sensibil. Ne-am înțeles, da? Și da, trecem la match-up. Bun, haideți să începem. V-am zis, mi-e așa de ciudat. Și câte avem de discutat. M-am dezobișnuit. Ce masă murdară? Am doar șters-o. Ok. Prima oară am niște testere de la, ăsta e Aven Tolerance, mereu trebuie cremă, dacă este zi nu uitați să fie cremă solară cu protecție, dar acum nu este zi, este mai exact undeva pe la 6 seara, prin urmare nu vom folosi protecție solară și mie nu-mi place, prefer dacă mă machez să nu mi-ating cu mâinile față, nu știu, nu îmi place, că mă mânjesc peste tot. Mai că mi-ar trebui ceva să-mi curăț pensula asta, ca să o folosesc mai târziu. Ane, deci v-am zis, avem atâtea de discutat, nici n-aș ști de unde să încep. Pentru că, haide să încep ce s-a întâmplat, așa, un recap al ultimei perioade. Eu cred că așa, prin martie am început să nu mai postez. Am simțit că nu am inspirația aia, așa, știi? Și am stat și am cugetat. Și m-am gândit că mult mai bine, ok, stau eu, văd care, nu știu, nu mă simțeam inspirată. Și am zis, nu vreau să mai fac filmulețe și să le postez pe YouTube doar ca să le fac și să le postez pe YouTube. Vreau să îmi placă. Am avut o perioadă, adică am ajuns, cred că așa, un fel de burnout în călătoria mea cu postatul de 2 ori pe săptămână, pentru că, sincer, chiar mi s-a părut oarecum copleșitor, a ajuns să fie copleșitor, fiindcă nu aveam suficientă inspirație, suficiente idei, nu era suficient, nu, înțelegeți? Nu mă simțeam suficient de inspirată ca să postez de 2 ori pe săptămână, prin urmare, mă rog, ajungem cu concluziile mai târziu, însă chiar vreau când postez să fie ceva ce să-mi placă, să fie helpful, să fie, să nu fie... Eu sunt foarte mult pe quality over quantity și am ajuns să fac quantity over quality și nu m-am regăsit absolut deloc în treaba asta. Aia e gelul de la Baby, să știți. Vă las oricum toate produsele în descriere. Modul în care fac sprâncenele, oricum v-am spus că este mereu pe canal. Mi-am stricat un picuț pe cea sprânceana, bineînțeles. Ok, am avut nevoie aparent de foarte mult timp ca să-mi fac sprâncenele, uneori sprâncenele nu cooperează. Dar la ochi, mă simt așa mat, nu știu, am mood mat. Bun, și spuneam că am ajuns să fiu pe quality, quantity over quality și asta mi-a zis, ok, nu mă mai identific, nu mai, nu știu, simt că nu mai sunt parte din povestea asta. Prin urmare, trebuie să faci ceva. În momentul în care simți că nu mai aparții de ceva, trebuie să faci ceva. Bun. Și a început așa cu o pauză în care eu am spus, bun, vreau să-mi dau seama, să-mi vină inspirația, asta mi-am dorit. Că în lumea asta, cumva, pe YouTube, eu mă simt foarte presată să fiu foarte consecventă. Pentru că toată lumea zice, consistency is key, consistency is key. Consistency is key. Bun. Și așa este. În modul în care ești consecvent, ai rezultate. Însă ajungem burnout. Ajungem punctul ăla în care pur și simplu
ajungi într-un loc foarte dubios dacă duci chestia asta la extrem. Ok, cât ești consecvent este bine, dar dacă simți că nu mai poți și nu mai trebuie, e ok să te oprești. Asta în orice. V-am zis toate produsele cum sunt descrie, folosesc paleta asta nude de la Huda Beauty, Huda Beauty. Și eu, cum sunt și foarte dură cu mine, am zis, nu, Cezara, nu există, fie ploaie, fie sete, secetă, tu postezi. E, a fost bine până nu mai fost bine și chiar am zis, mă, până unde? Până unde duce perfecționismul ăsta? Am zis, ok, am să-mi dau timp, dacă nu, că mi-am dat seama că, mă, nu, chiar nu și nu și nu. Am să fiu îngăduitoare cu mine, dacă nu mai pot, să nu mai pot și gata. Doar aplic așa niște fard de ăsta pici. V-am spus, natural. Apoi am fost la Maluma, am fost la București, ați văzut că v-am postat vlogul. Și încet încet mi se apropia sesiunea cu eu mai aveam o restanță, deci ce s-a întâmplat în acest an. Eu la facultate la drept la Cluj. Am avut o restanță pentru cei care sunt la drept la procedură penală, o să știe. Și am intrat în prelungire anul ăsta, 2021-2022. În care, în mod evident, am putut să-mi dau licența din cauza că mai aveam o restanță. În iarnă, mi-am luat această restanță. Și, da, cum să spun, am să intru imediat și am să detaliez mai mult, însă acum vă spun mai pe scurt. Deci mi-am luat această restanță, urmând ca în vară, acum în iunie-iulie, să dau licența. Bun, hai să vă detaliez un pic despre examen. Eu am suferit foarte, foarte mult. Cine o să fie la drept sau, nu știu, poate vă ajută, indiferent de la ce facultate sunteți, tușul de la Ice Cosmetics. Cum am spus, indiferent la ce facultate sunteți, să știți că, sau orice faceți, cred eu, totul se întâmplă cu un scop pe care nu neapărat îl vezi atunci. Eu am spus foarte, de foarte, foarte, foarte multe ori asta aici pe canalul meu, faptul că totul se întâmplă cu un motiv, cu un scop. Și că nu mereu în momentul ăla în care se întâmplă îți dai seama care e scopul. Deci nu mereu se întâmplă asta. De cele mai multe ori nu îți dai seama în momentul ăla. Așa. Și acum venim cu ștampila. Și acum conectez. Deci, cum spuneam, totul se întâmplă cu un scop. Și eu am suferit enorm, enorm. Adică, gândiți-vă că am dat examenul ăsta. L-am dat a cincea oară, deci de 5 ori eu am dat examenul ăsta, că până să-l iau. Și, mă rog, cine face drept știe, cel puțin la Cluj. Și materia e foarte grea și profesorul foarte exigent. Adică e foarte greu să iei examen. Mie nu mi-a plăcut. Nu m-am regăsit niciodată în facultatea de drept. Prin urmare, eu am învățat numai când a fost absolut necesar, pe ultima sută de metri. Adică nu am învățat niciodată din timp. Și prin urmare, învățam și destul de superficial. E, la materia asta nu mi-a mers. Ok. Retușez tușul, fac și în partea altă și mă întorc că văd că ceva nu se cooperează pe aici și mă cam disperă. Când am aflat că o să intru în prelungiri, m-am consumat foarte, foarte, foarte tare și am zis, na, adică, cum să spun, nu e ceva ce-ți dorești, spui, mamă, ce abia aștept să intru în prelungiri, știi? Dar s-a întâmplat și eram gen, ok, nu știu, am stat și m-am gândit, dar de ce se întâmplă treaba asta? Și apoi mi-am dat seama că, măi, dacă eu n-aș fi intrat în prelungiri, aș fi terminat facultatea mult prea ușor. Adică asta nu e o facultate, facultatea de drept, nu e o facultate pe care să poți, prin care poți să treci așa. Adică, mă, trebuia să-mi aduc aminte de ceva, adică să nu zic că, mamă, ce ușoară e facultatea de drept, pentru că nu-i.
Și mi-am dat seama că ar fi fost mult prea ușor. Și prin urmare, trebuia să mai am de tras un pic. De asta zic, dacă sunteți în situația în care ați intrat în prelungiri sau ceva de genul ăsta, nu este un capăt de lume. Chiar nu e un capăt de lume, fiindcă timpul chiar trece. Chiar trece timpul și știu că poate vă e rușine, că nu știu. Da, nu cred că e ceva cu care mamă să te bați cu pumnul. Wow, am picat examen și am intrat în prelungiri. Dar ideea este că nu e un capăt de lume și oamenilor cu adevărat nu le pasă. Că noi știu că foarte multă vedem să spunem că vai, că mi-e rușine de colegi, că ce o să zic. Da. Cu adevărat, oamenilor nu le pasă. Nu ne pasă. Și prin urmare credem că și altora le pasă. Dar nu! Îmi place mai mult codița asta decât cealaltă, dar sunt diferite. Vedeți și mie mi se întâmplă să nu-mi iasă la fel tușul și îl fac. Îl drămăluiesc până îmi convine, dar da. Cumva, nu știu, eu am simțit că anul ăsta mi este scris să-mi iau licența. Să vă zic și de ce. Eu în toamnă era să fiu exmatriculată. Știu, sună foarte rău, dar nu sună chiar așa de rău pe cât e, deși ar fi fost destul de rău. Dar cumva eu, nemai având prieteni care să intre în prelungiri, eu nu știam ce trebuie să faci. Nu credeam că tu trebuie să depui cerere ca să rămâi în facultate, că altfel ești exmatriculat. Nu mi-a zis nimeni chestia asta și credeam că pur și simplu intri în prelungiri și gata. Adică, înțelegi? Cam cum a fost, cam cum am gândit-o eu, că nu trebuie să cer să-mi continui studiile. Adică ele se continuă în mod automat. Nu, nu. Nu se continuă în mod automat. Și, mă, ce înseamnă? Ce înseamnă? Vă dați seama imediat la ce mă refer. Ce înseamnă să fii omul potrivit la momentul potrivit? Eram la Oana, prietena mea care îmi face aceste super bități de unghiuțe. Și ea îmi spunea că legat de facultate, că și ea mai avea câte ceva. Și zice că acum era perioada de înscriere la facultate. Cumva era, cred că, luni. Și cumva că vineri s-ar fi terminat perioada de înscriere la facultate. Deci în secunda aia mie mi-a stat inima în loc. Am zis, cum adică să se fi terminat perioada de înscriere la facultate. Eu credeam că, nu știu, prin august, nu prin august, credeam că prin septembrie, pardon, credeam că prin octombrie, nu în septembrie, cum era atunci, a începutul lui septembrie sau ceva genul ăsta. Eu credeam că în octombrie, când începe școala, tu te duci la secretar și spui, tanti, eu vreau să rămân aici. Nu, nu. Și asta zic, poate cu videoul ăsta, poate mai este cineva așa pierdut ca mine și să știe. Ca să nu pățească ce era eu să pățesc. Am intrat pe site-ul facultății și văd că, într-adevăr, vineri se terminase perioada de înscriere, reînscriere, reînmatriculare, așa se cheamă, de aceea se cheamă exmatriculat, că, na, ești exmatriculat, nu de tot, nu înseamnă, nu are sensul ăla în care că ești matriculat dat afară. Nu, pur și simplu, anul ăla tu nu poți să continui studiile. Poți să le continui anul viitor când te reînmatriculezi. Cumva asta trebuia eu să fac, să mă reînmatriculez. Sau nu, nu trebuia să mă re... Trebuia să fac cel de continuare studii și eu n-am făcut-o. Deci, pe scurt. Și, oh, ce mă că când am cercei și... Vai, deci o seară știu că eu nu am dormit-o pentru că instant am făcut cererea, am sunat la secretariat. Dimineața aia știu că efectiv eu n-am dormit. N-am dormit noaptea aia pentru că eu am stat cu foarte mare grijă că nu să mă mai primească și am dat de dimineață mesaj, pardon, am sunat la secretariat, am trimis că se trimitea pe mail.
am trimis cererea de reînmatriculare și când sunt dimineața, noroc că suntem în Ardeal și aici lumea se mișcă mai încet, îmi zice, a, da, acum am primit cererea dumneavoastră, ce bine că ați trimis-o, că acum făceam listele de exmatriculare. Și eram gen, oh, am simțit cum, nu știu, mi s-o tăia respirația, efectiv. Mi s-o tăia respirația când am auzit că ce era să se întâmple. Era. Noroc că nu s-a întâmplat. Da, și cumva de atunci am zis, mă, bă, dacă eu n-am, au fost să nu fiu exmatriculat, înseamnă că au fost cu un motiv. Și știți cum se întâmplă atunci când ai ghinion și mă, faci ce faci, tot nu ți iese. Tot ai ghinion, nu contează ce faci tu, tot ai, tot nu ți iese. E, la mine anul ăsta a fost fix pe dos. Am avut noroc chiar. Și muncă, dar și noroc. E foarte important norocul. A venit iarna, se apropia examenul, dar cert este că tura asta am reușit și mi-am luat procedura penală. A fost un moment foarte emoționant pe care l-am așteptat foarte mult timp și vă dați seama când am suferit, având în vedere că mi-a provocat atâta suferință examenul ăsta și atâta stres, în momentul în care am luat-o a fost așa, uf. Dar sincer am și învățat foarte bine. Și o să vedeți la ce m-a mai ajutat mai târziu un pic. Mă rog, după, parcă mi-am luat așa vacanță și nu m-am apucat de licența scrisă, că la noi licența este licența examen, examen de licență din 500.000 de materii. Și licență, plus licență scrisă, adică referat. M-am apucat de licență scrisă așa prin aprilie, pe la mijloc. Mi-am ales o temă, am făcut la drept internațional public, că era singura materie pe care o puteam tolera. Nu, n-aș fi suportat să trebuiască să citesc despre drept. Să trebuiască să citesc gen drept, nu știu. De oricare, în afară de penal, care era mai interesant, dar la, ca să dai, să faci licență la penal, îți trebuiau anumite, îți trebuia o medie mare la penal, ceea ce eu nu aveam. Și am făcut la drept internațional public, fiindcă era mai, mult mai digerabil pentru mine. Dreptul internațional pentru mine este mult mai, mai pe stilul meu, ca să spunem așa. De ce s-a întâmplat aici? Am zis că am început să scriu licența și încet, încet se apropia luna iulie, iunie. Sincer, nu m-am dus pregătită la licență, dar am avut noroc că în facultate, fiind foarte, foarte multe examene grilă, am învățat să rezolv grile, că așa era licența, examen, tip grilă. Și eu mă descurc foarte bine la grilă, în sensul în care am timp să gândesc. Eu, pentru mine, a fost, cum să zic, a fost îngrozitor cu examene orale, pentru că eu nu puteam să gândesc în momentul în care profesorul îmi zicea, ok, hai zi, asta, tot ce știți despre asta. Eu mă blocam, eu nu am fost în stare să fac așa ceva, pentru că creierul meu se bloca, eu nu mă puteam concentra să dau un răspuns. Prin urmare, na, unde nu stăpâneam perfect materia, am picat la examene orale, cum a fost prin pandemie. Însă, v-am zis, am avut noroc foarte mare cu procedura penală, pentru că v-am zis eu că mai este o completare, un picuț mai încolo. Ei bine, la noi la licență, ponderea, fiind nu știu câte materii, toate materiile de civil au o pondere, toate materiile de civil au 20 de grile, toate materiile de penal au 20 de grile și apoi vine procedura penală, care, și apoi vin, pardon, împreună, procedura penală și procedura civilă, care ambele sunt materii aparent foarte importante, mă rog, aparent, știu că sunt foarte importante, dar fiecare dintre ele are câte 10 grile. Deci, gândiți-vă că 5 materii împreună au 20 de grile, una singură de asta avea câte 10 grile și am făcut toate grilele corect de la procedură penală, că am știut, fiindcă o trebuit eu să învăț foarte bine în iarnă și acum doar am repetat. Deci, fiind atât de multe materii, pur și simplu pe mine m-a copleșit.
literally m-o copleșit volumul de materie care era de învățat. Și am zis, dar eu n-am cum să învăț și să fac bine și să... Eu deja mă vedeam cu încă un an în prelungiri, că ok, o să am eu licența, că n-am văzut seama că au fost niște învârteală și cu licența scrisă, că eu nu știam cum trebuie să arate o licență și erau foarte multe deficiențe de formă, când arăta bine, eu nu știam că cum trebuie să arate și... Până la urmă am scos-o la capăt, dar vă dați seama că am mâncat timp și am mâncat din timpul în care eu ar fi trebuit să învăț pentru licență. Și, în fine, până la urmă am avut pe 27 iunie, am avut licența scrisă și la câteva minute după s-a pus baremul, dar eu nu m-am uitat pe barem, pentru că am zis, eu nu pot să mă uit pe barem, nu mi-a plăcut niciodată să mă uit pe barem. Și eu nu pot să stau 60 de grile și să număr câte am avut corecte și câte n-am avut corecte, pentru că eu nebunesc să văd greșit. Eu prefer să văd deodată nota și gata. Eu așa am preferat. Cumva pe 27 era examenul grilă și pe 1 iulie, adică vineri, deci luni examenul și vineri. Vineri era prezentarea licenței în caz că treceai de examenul grilă. Am zis, ok, am suficient timp să-mi fac prezentarea licenței dacă trec. Nu, eu nu pot să... nu pot să-mi verific. Bun, și cam cum a fost faza? A fost foarte interesant. Că eu voiam să merg la un party, era un party ceva latino, joi seara. Și miercuri văd că se amână pe vineri, înainte să-mi văd că s-au postat notele. Și zic, na, ăsta sigur e un semn. Ăsta 200% este un semn. Ia să intru eu. Deci cumva că eu n-aș fi putut. Adică dacă eu... dădeam licența vineri, eu nu puteam să particip la partiul ăla de joi seara, fiindcă vă dați seama de ce. Că dimineața, licență. Am zis, na, ăsta sigur este un semn că eu o să merg la party. Și m-am uitat și când am văzut acolo încă 6, am zis, oare e bine? Oare au greșit ăștia? Nu au pus notele bine? Am început să întreb prietenii mei, colegii mei de anul trecut care au dat, păi ce notă îți trebuie ca să treci? Și am zis, că 5, eram, wow, eu am luat 6. Folosesc, uite, paleta asta de la Catrice. De iluminatoare. Ok, eu am luat 6, deci asta înseamnă că gen... Mamă, vedea... Deci ați dat seama că toate rudele, la toată lumea. Bine, n-am zis chiar la toată lumea. Am zis la prietenii apropiați, rude, că am vrut să treacă de tot ca să pot să urlu în gura mare. Și mi-am pregătit... și până la urmă vine și ziua de vineri și intru mai pe seară după ce am prezentat licența, văd acolo nota de la licență, văd media și zic, bun, gata, acum sunt efectiv licențiată în drept după 5 ani de facultate. În mod normal, vă dați seama că erau 4 ani de facultate, însă la mine s-au prelungit în 5. Asta este... It is what it is, le iei așa cum vin. Ideea este că pentru prima oară în viața mea mă simt așa. Înțelegeți? Adică eu mereu am avut restanțe, mereu știam că ok, am trecut de o sesiune, dar aveam mereu în spatele minții, ok, dar vine următoarea sesiune. Dar vine următoarea sesiune de restanțe. Mereu mai era câte ceva. Și acum, efectiv, nu mai e nimic. Și, în sfârșit, pot să... O să vă întrebați probabil, dar de ce ai continuat facultatea dacă nu ți-a plăcut? Mi-am dat seama destul de târziu. Am mai atins, cred că, subiectul ăsta, dar mi-am dat seama târziu că nu-mi place. Și plus că eu mi-am dorit să... Am avut eu încăpățânarea asta, să fac facultate și să... mi-arăt că pot și că, chiar sunt capabilă să fac facultatea asta.
Și cum la un moment dat am crezut că o să-mi placă dreptul și că dreptul e pentru mine, poate la un moment dat o să-mi placă din nou dreptul, dar n-o să, dacă nu termin facultatea, nu o să pot să profesez. Și am zis, ok, haide să, dacă tot am început-o și sunt, nu știu, eram la jumatea drumului, hai să o termin. Și la fel cu licența. Eu în ce vreau eu să fac pe viitor, am nevoie de licență. Am nevoie de studii de licență. Pentru că eu continui cu machiajul și o să vedeți oricum. Nu vreau să vorbesc dinainte. Că, nu știu, nu-mi place mie. Dar o să vedeți. Cert este că avem nevoie de studii de licență. Și na. Diamond Bomb. Vreau, îmi place mie să pun doar așa puțin. Foarte puțin. Vedeți că este foarte sclipicios. Dar apoi iau pensula de... Iau pensula cu niște blush și omogenizez. Și se face așa un efect de wet. Superb, superb, superb. Da. Deci, oficial mă puteți contacta pentru legal counseling. Să știți că nu dau la niciun barou, la nicio nimica, nu mă duc mai departe cu dreptul. Cariera mea în drept aici se termină. Și povestea mea cu dreptul și mă bucur foarte mult că s-a terminat în sfârșit. Am așteptat foarte mult să se termine și chiar astăzi vorbeam cu niște fete care de asemenea au intrat în prelungiri și am zis, mă, crede-mă că am fost acolo exact unde ești tu acum și nu e așa de rău pe cât crezi tu că e. Că când ți se întâmplă știu că ai tendința să crezi că e cel mai rău lucru care se poate întâmpla și... Dar chiar se întâmplă cu un scop, chiar dacă ai de făcut mai departe, probabil ai de învățat acum mai mult că o să te ajute mai târziu, nu știi, nu, chiar se întâmplă totul cu un scop, credeți-mă. Și da, mă bucur oricum foarte mult că în sfârșit sunt un om liber și nici nu-mi vine să cred că am terminat gen dreptul, adică, nu știu, eu sunt foarte mândră de mine și... Chiar foarte mândră de mine. Chiar da. Și ce mi se pare ciudat la rimelul ăsta? L-am recumpărat acum după ceva mai mult timp. Mi se pare că este o formulă foarte udă și parcă nu mai îmi place la fel de mult. Mi se pare mai wet formula ca în trecut. Și am observat că au scos varianta waterproof de la rimelul ăsta. De la Maybelline Sky High. O să-l cumpăr și pe ăla când îl termin pe ăsta de la L'Oreal Paradise Ecstatic Waterproof, care știți că mereu v-am vorbit de el. Dar acum parcă nu mai îmi place la fel de mult. Nu știu, eu făcut ceva. Că o formulă mai udă, parcă faci genele clumpy. Nu știu, poate, probabil după ce mai trece un pic de timp, se mai usucă un pic formula și parcă iese și foarte mult pe pensulă. În fine. Și l-am deja de vreo lună, adică să nu credeți că de-abia l-am deschis. Și că zic că e nașpa în prima zi. Nu, știu că, în general, trebuie să treacă vreo săptămână, două, trec mult mai mult. Parcă e un pic mai ok decât la început. Cred că a început să se usuci un pic și deja e mai ok, dar îmi făcea genele destul de nașpa, de unde era rimelul meu preferat. Ok, acum am să folosesc NYX. Cred că NYX. NYX nuanța mauve. Și referitor la... Ok, so what now, Cezara? Nu vreau să vorbesc dinainte gen cum o să fie planul pe YouTube, pentru că vedeți că socoletela de acasă nu se împacă întotdeauna cu cea din târg. Vreau să postez, vreau să revin la postat. N-am să mai postez de două ori pe săptămână, asta e sigur. Am să mă străduiesc la o dată pe săptămână și bine. Adică un video și ăla bun, de calitate, de care eu să fiu mulțumită. Cam ăsta este scopul meu, să fie calitate. Cred că de fapt video-ul ăsta a fost despre mine vorbind de facultate, dar sper că v-a plăcut oricum. Cum am spus, am să postez
cât de consecvent pot, să știți că urmează niște aventuri foarte drăguțe, dar urmăriți-mă pe Instagram, că acolo le postez în timp real și nu știu, vreau să mă concentrez mai mult pe live in the moment și știți, să nu fiecare apus frumos pe care îl vezi, fiecare chestie frumos pe care vezi, să scoți telefonul și să faci poză, că nu mai... Am trecut un pic de chestia aia, vreau altceva, vreau mai mult în moment, mai mult să mă bucur, că oricum nu te mai uiți după la apusul ăla. Mai bine să stai acolo concentrat și să-l trăiești. Și dacă asta este cu facultatea mea, aveam să vă mai spun încă o chestie pe care o consider foarte importantă și pe care am omis să o spun, că v-am spus eu că eram foarte nepregătită din punct de vedere teoretic pentru licență și mă gândeam, mă, poate ar fi fost persoane care nu s-ar fi băgat în licență, că nu sunt pregătită, ce o să zică lumea, bagă-te, nu să știe niciodată, niciodată. Eu mereu am zis, mă, dacă nu faci o chestie, sigur nu o să reușești, nu o să-ți iasă. Dacă o faci și încerci, există o șansă, cât de mic ar fi ea, să iasă și să reușești, ceea ce oricum îți dă un avantaj versus situația în care nu încerci deloc. Așa că ține minte trei cuvinte de la Vaci Moldovană. Și cam asta este tot, dragi prieteni. Vă mulțumesc foarte mult de vizionare. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine în tot acest timp. Noi ne revedem în următorul clip. Urmăriți-mă pe Instagram ca să urmăriți aventurile live. Și vă pup tare, tare, tare dulce. Mua!